inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Să începem și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Mulțumesc și eu pentru invitație. Nu știu la ce să mă aștept, dar... Vom afla împreună. Prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Cred că mai degrabă admir anumite atitudini decât o persoană anume. Ok, ok. Principii sau valori? Da, zicem așa, care le văd în diverse situații. Îmi plac, de exemplu, oamenii care îs deschiși și sinceri. Chiar dacă asta îi pune într-o încurcătură sau îi dezavantajează, mi se pare că atunci când ai o atitudine de genul ăsta, practic ceilalți din jurul tău oglindesc comportamentele și în felul ăsta transmiți comportamentul respectiv și în felul ăsta transmiți valoarea, se întoarce înapoi, te tratează la fel. De exemplu, o altă atitudine care îmi place tare mult e zona de grit, a nu renunța, a trece peste obstacole, a găsi o cale să faci ceva să meargă în ciuda tuturor provocărilor. Care e și o carte, parcă, nu? Pe subiectul ăsta, sau chiar așa numită. Da, cred că da. De Mindful Walk. Ok. It's a personality trait. De acord. Și în general mi se pare că multe din elementele atitudinii astea se găsesc în zona de antreprenoriat, în zona în care nu există un model stabilit și trebuie să creezi de la zero ceva și trebuie să ieși din zona de confort ca să realizezi o dorință, ambiție, viziune pe care o ai. Da, da, sunt de acord. Deci cumva nu e un nume anume, ci e mai degrabă o serie de abilități, să le numim. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Aș putea începe cu ceva mai fresh, deveni vegetarian de câteva luni. Oh, felicitări! Am mai încercat în trecut asta, dar nu constant. Schimbă punctul puțin, zic... conștientizarea anumitor obiceiuri pe care le avem, mai ales că consumăm de multe ori junk food fără să ne dăm seama și în același timp și legat de consumul de zahăr, mi se pare că e un șoc foarte puternic atunci când renunți la zahăr și în timp devine o chestie pozitivă care te ajută să fii mult mai energic, paradoxal cumva cu faptul că zicem că din zahăr și dulciuri ne tragem energie. Da, am înțeles că zahărul e cel mai puternic drog din lume sau ceva de genul, parcă citeam recent un articol la modul neoficial, dar îl găsești mai peste tot, chiar și în conserve de mâncare, unde n-ar trebui să fie. Da. Dar ca să mă refer la niște obiceiuri și convingeri, menționam mai înainte și de partea de sinceritate și deschidere, da, și de partea de grit și determinare. Părerile astea s-au format cumva pe niște obiceiuri mai proaste care le aveam în mai mici trainings. Deci l-ai înlocuit pe acelea cu cele menționate. Da, sau asta e scopul final cumva. Mi-am dat seama că nu puteam să merg la nivelul următor sau să am curajul de a lua viața de coarne fără să am câteva, un setup psihologic și emoțional bine pus la punct. Și ai dat ce cu asta ca să poată se întâmple ce îți doreai să se întâmple. Da. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? În primul rând, cred că aș ajuta pe cineva să înțeleagă cât de important e managementul emoțional și al trăirilor interioare, să în primul rând să le recunoști, să fie empatic cu tine însuți, să înțelegi prin ce treci
Și apoi să înveți să jonglezi cu emoțiile, trăirile, sentimentele pe care le ai, în așa fel încât să te pui într-un context de a depăși probleme sau a înainta mai repede spre niște obiective pe care ți le setezi. Mi se pare că de multe ori niște elemente, precum procrastinarea, care ne împiedică, nu știu, în viața profesională să facem anumite lucruri, vin din cauza că există ceva nealiniat în noi, care ne blochează. Și putem să rezolvăm procrastinarea prin anumite tehnici de time management, de organizare interioară, dar practic nu rezolvă problema neapărat. De ce? De unde a izvorât acea procrastinare? Și de multe ori e o excursie interioară, intens, emoțională, ca să ne dăm seama cum am ajuns să fim în momentul respectiv și din ce cauză. Și poate mai degrabă trebuie să rezolvăm noi un blocaj interior ca restul lucrurilor să, din exterior să se rezolve. Mereu pleacă din interior, da. Te rog, mai vrei să menționezi ceva? Nu. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Cred că cea mai mare investiție, cea mai importantă a fost în oameni și în relațiile, în conexiunile cu oamenii din jurul meu care lucrez sau prieteni. Cum ziceam mai sus, la prima întrebare, dacă eu investesc într-o relație și setez acea relație după un anumit set de principii, dovedindu-le și repetându-le, mi se pare că atitudinea oamenilor se schimbă și își adoptă aceleași principii în comunicarea cu mine. Și de multe ori lumea din exterior e de fapt o reflecție a lumii, a valorilor mele, adică a lumii mele interioare. Și atunci, dacă, de exemplu, eu o să cred că totul e nașpa în jurul meu și o să observ toate detaliile nașpa la oameni, la situații și o să ajung să mă plâng. Dar, potrivă, dacă aleg să mă concentrez pe lucrurile bune dintr-o persoană, lucrurile respective prind mai multă putere, tocmai pentru că eu le-am recunoscut în persoana respectivă și devin... persoana respectivă se simte mai empowered să acționeze pe lucrurile bune care le-am observat eu și atunci lucrurile, nu știu, mai puțin bune sau metehnele personalității se atinuează destul de mult. Care e? Și atunci, da. Investiție, vorba de, clar, în relații și în conectare cu oameni. Oamenii din jurul tău. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Cel puțin la noi, în România, văd că oamenii au câteodată considerat nebunesc să începe un proiect nou sau să începe un startup. Mai ales că aici e focusul meu în zona de tehnologie și de startup-uri, proiecte noi și nu vor să-și asume riscul. Mie mi se pare că e un lucru perfect normal, pentru că noi o să ajungem peste, nu știu, câțiva zeci de ani să ne uităm în spate și să ne dăm seama că, de fapt, vrem să facem multe lucruri care nu le-am făcut din frică, reținere, dorință de a nu, de a nu asuma risc, pe când cred că aș vrea să zic la sfârșit că viața o merită trăită și toate proiectele pe care le-am implementat a fost fiecare câte o aventură în felul ei. Și atunci unii oameni consideră nebunesc cumva să ieși din zona de confort așa de mult. Mm-hmm. Și cumva, cred că marea parte văd, adică mulți sunt obișnuiți să stea în zona asta de stagnare, să o numim, nici nu știu cum să o numesc. Și când văd alte modele care ies din zona de confort, cu siguranță e cel mai ușor să te raportezi că e nebun. E ca faza cu sardinele. Dacă una pleacă din banc, celelalte cred că va fi nebună sau o vor urma. Da. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Ceva verde. E nevoie. Natură. Da.
cer albastru cu un câmp plin de iarbă, cu păpădii Frumos. din când în când și niște copaci și niște nori. Natura, în elementul ei. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? I take a break. Pauză. Mi se pare că timpul ar trebui făcut cu folos, folosit cu folos. Dacă cumva mă simt copleșit sau dacă nu mai sunt concentrat pe ceva anume, poate trebuie să schimb activitatea. Mers să mă uit la afișul de mai sus, de exemplu, sau să fiu un afișul de mai sus în natură, sau să fac o complet altă activitate care mă face să fiu mai productiv. Dar, Schimb și cadrul da, cumva. exact, și în plus, când ne simțim copleșiți, poate pur și simplu trebuie să facem un pas în spate, să ne dăm seama de ce facem ceva anume, care e motivația noastră, să ajungem la motivația asta adâncă care ne face să acționăm într-o direcție. Și de multe ori sentimentul de copleșeală se diminuează. Deci, cumva, astea ar fi metodele pe care le aplici. Da. Următoarea întrebare. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Helping others, aș ajuta pe alții. Practic, asta simt că nu e doar o monedă națională a fericirii, e și o practică din lumea reală care poate să aducă valoare. Să aducă valoare atunci când ajut pe cineva înseamnă că îi dai valoare cumva, într-un fel. Și persoana respectivă o apreciază prin diverse mulțumiri sau inclusiv financiar. Deci, that's the way to go în direcția asta, indiferent că moneda națională ar fi fericire sau bani. Metoda e aceeași. Și un ecosistem ca România, în zona asta de antreprenoriat, există destule oportunități în care să ajuți pe oamenii din ecosistem. Și întotdeauna se întoarce înapoi. Că e peste un an ajutorul dat, că e peste 3 ani, sau peste 5, Dar se întoarce. cum se completează se întoarce. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Două. Despre inteligența emoțională, pe de parte, și o altă carte despre managementul relațiilor. Să zicem, cele 5 limbaje ale iubirii, care practic ne descrie pe niște studii psihologice cum anume apreciază oamenii pe cei din jurul lor. Și fiecare din noi are niște obiceiuri diferite în aprecierile și în afecțiunile pe care le oferim și dacă înțelegem limbajul unei persoane, atunci putem să și receptăm anumite gesturi pe care le face o persoană în așa fel încât să comunicăm sau să le conectăm mai bine. Acestea ar fi cele două. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Cea mai mare frică a fost frica de a fi judecat de ceilalți. Și mi-am dat seama că frica asta de a fi judecat de societate sau de alți oameni e o iluzie. Pentru că cei care te apropiați, cărora le pasă de tine, nu te judecă, înțeleg și te apreciază, și cei care nu te cunosc sau cu care nu interacționezi, nu le pasă destul de mult încât să te judece. Poate au un gând trecător sau o opinie. The big picture of life e irrelevantă. Și atunci, cred că abia pe la 28-29 de ani am realizat
chestia asta și m-am luptat, am vrut să-mi depășesc frica asta. Și după ce m-am scuturat de ea mai bine, nu cred că am îndepărtat partea asta, frica asta total, dar după ce am scuturat-o bine, simt că ultimii 4 ani a fost mult mai productiv decât ce făcusem înainte. Am avut un avânt și o energie mult mai mare și am început multe lucruri care au devenit fructuoase. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Cred că atribui cele mai mari succese din viața mea sau reușite le atribui cumva celor mai mari provocări și sentimente negative. Pentru că de multe ori, mai ales în zona de copilărie sau adolescență, când suntem vulnerabili, trăim momente care ne definesc și nu știm să le procesăm corect sau ne afectează personalitatea. Dar tot ce vine spre noi este de fapt niște lucruri pe care noi le putem modela. Și da, le modelăm și să iasă o experiență pe care ne-o dorim noi. Deci noi dăm interpretarea faptelor, lucrurilor care ni se întâmplă. Deci avem de ales să construim pe ele și să avem succes sau să le lăsăm să nu să le negăm nici de cum, doar să le lăsăm să lăsăm energia negativă să ne afecteze foarte tare și să nu iasă nimic din asta. Ok. Și de fapt de multe ori cărămizile succesului, să zicem așa, sunt construite pe temelia provocărilor. Se leagă unele de celelalte. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Să răspund cu o întrebare, ce înseamnă pierde totul? Nu-ți pierzi identitatea și skillurile pe care le ai. Deci toată partea, să zic, financiară, toate proiectele. Da, 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 da. Ar fi o viață interesantă, un reset. Nu mi-aș face griji de... Nu mi-aș face griji financiare, știu că ar veni rapid dacă nu țin identitatea și skillurile. Ok, ai reconstruit cumva. Da, dar nu, poate nici n-aș mai face în același domeniu, dar aș explora o perioadă să-mi dau seama ce altceva aș vrea să fac. Mm-hmm. Ar fi un fel de punct zero, mamă, ce pot să fac acum sau unde să mă duc acum? Next level, da. Și poate noi trebuie să e bine să facem chestia asta odată la 50 ani, nu? Nu mai suntem blocați în același job și în același proiecte cum era pe vremuri când avea 10 de ani aceea slujbă. Cum poți schimba odată la 5 ani? E mai multă dinamică, da. Mai multă dinamică. Dar oricum, asta e ideea să înțeleg, a explora noi oportunități. Da, m-aș bucura de punctul zero. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? La câți ani? E versiunea. Cât vrei tu. În domeniul în care sunt acum, antreprenoriat și de startup-uri, începe la 18 ani, nu la 25. Ok. Și să aibă grit, rezistență, să profite de faptul că are energia asta tinerească și că poate să accomplish, să
ajungă la anumite lucruri mai repede, să citească și să documenteze și să învețe cât mai mult. Deci această listă ar fi. Tinerii din ziua noastră, din ziua de azi, mulți încep mult mai devreme decât noi proiecte startup-uri și asta înseamnă că la 25 de ani deja au experiență destul de multă. A cei care încearcă, normal. Cei care încearcă, da. Da. Și sunt mult mai isteți, mai agili ca noi. Adică, pardon, ca mine. Ani versus 33 de ani. Avantajul timpului, nu? Da, și cumva și faptul că trăiesc într-o altă societate, mai dinamic, mai obișnuit cu tehnologia și au mai multe posibilități. Da, da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să știi ce vrei. Decizi că vrei asta, deja e 50% din faptă, din atingerea obiectivului. Brâncuș avea o vorbă, lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în stare de a le face. De acord. Și adevărat, trebuie să ne dăm seama ce vrem să facem, să ne punem în stare de a le face. Restul devine mai ușor în timp. Mm-hmm. Și să începi. Să începi. Să vinem. Da. Da, corect. Corect. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Deși folosim cuvântul succes destul de des, mi se pare că nu e un... Nu e un cuvânt care... Deși folosim cuvântul succes destul de des, mi se pare că e un cuvânt ce e folosit de multe ori într-un sens foarte general. Mai degrabă aș folosi cuvântul împlinit. Ok. Și împlinit și împăcat, cumva, mulțumit. Dar nu într-un sens că mă mulțumesc cu puțin, dar pur și simplu fericit de ceva ce a ieșit. Se pare că există mai multă esență în a deveni împlinit decât în a avea succes. Și cred că ajungi să fii împlinit când ești în concordanță cu tine însuți, când îți dai seama ce vrei să faci, cum îți place să faci lucrurile, și ajungi să te conjuri cu niște oameni care cumva te potențează și crezi pe aceeași lungime de undă cu tine. Ok. Trecem la ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Observ o diferență destul de mare între abordarea europeană din multe ori din societatea noastră versus o abordare asiatică, să zic așa. Am trăit și în Bali câteva luni, în anii trecuți, cam fiecare an, și observ o diferență destul de mare între temele de discuție între oameni. Și ce observ? Ce am observat acolo, că oamenii discută mult mai mult despre viața lor personală, despre ce simt ei, prin ce trec. Și sunt mult mai deschis să împărtășească toate experiențele astea, bune sau rele. Pe când în cultura vestică, de multe ori tine să ne conectăm cu oamenii la un nivel mai slab, mai superficial, mai profesional, fără să punem întrebările grele.
că am senzația că mulți oameni, deși dau semn că sunt la locul potrivit, știu ce vor și este un drag care le place, de multe ori, dacă dăm la o parte capacea, sunt foarte sensibili și nemulțumiți de alte aspecte din viața lor sau își doresc să schimbe viața și succesul de care ziceam mai înainte, că poate nu e în sensul cel mai bun folosit, succesul poate doar o iluzie care o vânează. Și atunci, să răspund la întrebare, mi-ar plăcea ca oamenii să întrebe mai mult și să dea niște răspunsuri mai personale despre viața lor, mai mult decât... mai intime. Da. Și să nu le frică, fie frică să răspundă. Mulți din noi trecem prin aceleași probleme și aceleași provocări și aceleași gânduri sau nedumeriri sau orice frici. Și credem că suntem siguri care trecem prin chestia asta, dar de fapt mulți trec prin lucruri similare, doar că fiecare trece simplu prin ele. Dacă am fi deschiși, atunci ne-am dat seama că nu trebuie să trecem prin toate astea singuri. Păi, așa să fie, nu? Da. Sper. Doar că o schimbare societală de genul ăsta ia zeci de ani. Probabil vom ajunge și acolo. Societatea funcționează în cicluri, prin rotație. Evoluează întotdeauna. Nu putem prezice unde ajungem, dar sigur o să fie o evoluție interesantă. Vom vedea. Eu îți mulțumesc.